Pentru momentul nostru de rugăciune, pentru că știu că v-ați rugat la clasele de școală duminicală, mai citim o dată rugăciunea aceasta, asupra căreia am zăbăvit astăzi. Psalmul 119, de la versetul 73 la 80, o cărămidă de 8 versete, dintr-un psalm care are 22 de astfel de cărămizi. La litera Iod, așa cum am văzut, fiecare verset în original se începe cu aceeași literă din alfabetul ebraic. Și tema din cărămida aceasta este: ajută-mă să mă înțeleg și ajută-mă să cunosc menirea. Mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit. Dă-mi pricepere ca să învăț poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă văd și se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduințele tale. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit. Fă ca bunătatea ta să-mi fie mângâiere, cum ai făgăduit robului tău. Să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc, căci legea ta este desfătarea mea. Să fie înfruntați îngânfații care mă asupresc fără temei, căci eu mă gândesc adânc la poruncile tale. Să se întoarcă la mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc învățăturile tale. Inima să-mi fie neîmpărțită în rânduirile tale, ca să nu fiu dat de rușine. Amin. Rog pe soția mea să pună la colectă și pentru mine, eu mi-am uitat actele acasă. Așa suntem noi bărbații, uităm. Leo Bodnar m-a rugat să vă spun că a rătăcit carnetul lui de cec. Știe că duminica trecută a scris un cec aici și pe urmă a dispărut caietul de cec. A vorbit și cu frații ruși, încă n-a apărut. Dacă ați găsit carnetul de cec al lui Leo, a familiei Bodnar, aveți două soluții. Una este să-l dați înapoi, al doua să-i cereți o mostră de semnătură. Care... Anumite lucruri nu le prețuim decât atunci când le pierdem. Așa este și un carnet de cec. Ce poate să fie acolo? Câteva foi adunate una lângă celelalte. Hârtie, goală, maculatură. Nu-i adevărat. Nu-i adevărat. Un carnet de cec este o sursă de posibilități mari. Nu ne dăm seama ce mare privilegiu avem că suntem creștini, că suntem în Biserica lui Dumnezeu și suntem în poporul lui Dumnezeu. Avem la dispoziție ceea ce am învățat astăzi la școala duminicală, Scriptura, Cuvântul. Foarte puțin dintre noi îl neglijează, dar cei care îl neglijăm e paguba noastră. Majoritatea știm că este carnetul de cec al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o comoară. Este metoda pe care a ales-o Dumnezeu să dialogueze cu noi. În peisajul celorlalte religii de pe mapamond, iudeo-creștinismul este unic. Suntem numiți, și eu zic pe drept cuvânt, poporul cărții. Poporul cărții. Și așa trebuie să fie. Dumnezeu a hotărât să dialogueze cu omul și să reglementeze viața omului aici pe pământ printr-un document scris. Documentul acesta este parte din natura lui, așa de mult încât când a venit pe pământ, el se numește Cuvântul lui Dumnezeu. Mă uitam aseară și zilele trecute, mai mult ca altă dată, am pus în concordanță cuvântul Cuvântul. E uimitor, mai ales în Noul Testament, de câte ori se vorbește de Dumnezeu ca și cuvântul. Și ce important este cuvântul, ce este cuvântul, 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 cuvântul. Mărturia pe care au primit-o de la unii care au ajuns slujitori ai cuvântului. Să fie un slujitor al cuvântului era lucru mare. S-au bucurat când au auzit că cuvântul lui Dumnezeu a ajuns și în Samaria. Cuvântul, cuvântul. Ioan este așa de frumos în dimensiunea aceasta, încât și atunci când vine pe pământ, spune comunicarea lui Dumnezeu pentru noi este prin cuvânt. Așa că Hristos a fost cuvântul. La început, eu încep și dumneavoastră continuați, la început a fost cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul
era Dumnezeu. Carnetul acesta de cec este Dumnezeu. El se identifică cu ceea ce scris. Noi l-avem tradus în foarte multe limbi ale pământului. Cineva spunea, când Dumnezeu a dat un nume evreilor, l-a dat pe acesta pronunțat astăzi ca Jehova sau Jehova sau Yahweh, care înseamnă eu sunt cel ce sunt. Sunt un cec în alb. Sunt tot ceea ce ai tu nevoie. Sunt toate lucrurile la un loc și mult mai mult decât lucrurile acestea, eu există în mine însumi, eu sunt cel ce sunt. E mare lucru să ai cuvântul lui Dumnezeu. În peisajul acesta al religiilor mondiale, iudeo-creștinii sunt unici pentru că sunt, repet, numiți poporul cărții. Dar cum e în celelalte religii? Celelalte religii este vorba de un om care a avut o idee, a intrat în legătură cu cineva care s-a numit o divinitate și din momentul acela persoana aceea a devenit un intermediar între divinitatea aceea și popor. Și poporul, ca să ajungă la divinitate, s-a dus la șaman, s-a dus la vrăjitor, s-a dus la preotul religiei respective. Și poporul mergea, oamenii mergeau la el și el era purtătorul lui Dumnezeu de cuvânt și le spunea și tot ce știau ei despre Dumnezeu era prin omul acela. Biblia noastră însă spune, blestemat este omul care se încrede în om. Și Dumnezeu a zis, nu, nu e metodă bună. Scripta manent, ce e scris rămâne. Omul este subiectiv, omul se schimbă, omul se răzgândește. Omul este supus la tot felul de influențe și chiar când e vorba să prorocească, să spună ceva în numele lui Dumnezeu, într-una din cărțile profeților din Biblie spune, dacă am mâncat ceva bun, profețește de bine. Dacă n-am mâncat ceva bun sau am mâncat ceva care i-a stricat stomacul, profețește de rău, profețește starea lui de sănătate. Cuvântul, poporul cărții. Blestemat este cel care se încrede în om. Oricine în poporul lui Dumnezeu trebuie verificat dacă corespunde cu cuvântul. Au vrut un împărat, un împărat este conștiința poporului și este voința lui Dumnezeu pentru poporul pe care îl stăpânește. Cartea Proverbelor și alte pasaje din Biblie ne spune că inima împăratului este ca apa în mâna lui Dumnezeu și o direcționează așa cum vrea el. Dar e periculos când e un om, e tare periculos când e un om. Și Dumnezeu a zis, dacă veți avea un împărat, prima cerință, erau și altele, să n-aibă multe femei, să n-aibă multe tare, să n-aibă armată și nu știu ce și alte chestii, bani și alte. Dar prima, deasupra tuturor, era preoții să-i facă o copie a cuvântului. Și dumnealui măria sa să știe că este subordonat lui Dumnezeu și voii lui Dumnezeu care este în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că orice împărat poate să ia razna. Necontrolat de oameni, el trebuie să fie controlat de Dumnezeu. Pentru că necontrolat de oameni, împăratul poate să moare pe oricine și se înconjoară de niște oameni de ăștia care sunt yes men, cum sunt americanii, care cântă în strună și un împărat poate să ducă. Exemplul istoriei lui Israel este foarte clar din punctul acesta de vedere. Și Dumnezeu a zis, nu, să existe cuvânt. Voia mea, vocea mea, mesajul meu să fie autoritatea acestui popor. Și ne numim pe drept cuvânt și cu bucurie ne numim poporul cărții. Prin Luther, biserica s-a întors de sub arbitrariul religiei catolice de la Roma și au spus sola scriptura. Dumnezeu este cuvântul. Dumnezeu este cuvântul. Nu ne trebuie decât ceea ce a spus Dumnezeu. Ce au spus alți oameni e secundar. Ceea ce se numește tradiție, ceea ce se numește bule papale sau edicte papale, nu ne interesează. Nu ne interesează. Pentru că oamenii sunt așa, ca în toate celelalte religii, dar în
religia lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, trebuie să existe cartea aceasta care să fie graiul lui Dumnezeu pentru noi toți. Doamne, mulțumim că ne vorbești și astăzi prin cuvântul Tău. În familiile noastre, copiii învață o românească păsărească, dar ne bucurăm că învață românește, da? Mă distrează că acum Sara și Cristina au avut ambiția să-și crească copiii să vorbească limba română. Dumneavoastră, cât știți, Timi poate să vorbească limba română? Îl înțelegeți? Cât? Pe Sara o pierdusem. Ce am câștigat cu Cristina, am pierdut cu Sara. Pe Sara am pierdut-o televizorul și ele două vorbeau numai limba engleză. Fraza noastră în casă, aceasta se vorbește românește. Culmea este că Sara s-a căsătorit cu Marius și ca copiii lor să nu înțeleagă nimic când ei vorbesc în limba engleză, au hotărât să învețe pe copiii lor limba română. Nu știu dacă ăsta e motivul, dar Eliana și celălalt care este acolo, Paolo, vorbesc limba română, mănâncă limba română, se joacă în limba română și dacă vreți să nu vă plângă copilul acela, trimiteți-l la mine la Lambon. În dorința aceasta, copiii noștri ne fac surprize. Și pocesc limba română. Dar sunt frumos și când pocesc limba română. Noi n-am corectat-o niciodată pe Sara când ne rugam și se ruga și ea și noi mulțumeam Domnului pentru cuvântul lui. Dar Sara, cu traducerea care o făcea în mintuța ei, spunea și îți mulțumim pentru vorba ta. La urmă urmei, this is the bottom line. Cuvântul s-a făcut trup. Scriptura este cartea prin care este vorba lui Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu vorbește. Îmi place că cei mai mari lideri ai bisericii din primul secol nu s-au transformat în fel de papi de la Roma, cu edicte și cu bule papale invincibile, ci au spus, noi înșine suntem slujitori ai cuvântului. Ai cuvântului. Petru era pasionat de scrisorile lui Pavel. Petru era cu evrei tăiați împrejur, Pavel era cu neamurile netăiate împrejur. Aici a puțin scântei pe aici, pe acolo. În principiu, Petru l-a acceptat pe Pavel, dar când era numai cu evrei. Și a fost odată când a fost și cu evreii și cu neamurile și Petru a căzut în lanțul prefăcătoriei. S-a făcut evreu dintr-o dată și s-a separat de neamuri. Și Pavel i-a stătut împotrivă. A zis, no. Poți să-i spui la papa de la Roma, nu? Ăsta nu poate să-l contrazică nimeni. Pavel a zis, ce papa de la Roma? Ce urmașul lui Petru? I-am stat lui Petru împreună, împotrivă, că nu se poartă după vorba lui Dumnezeu. Și Petru spune, în scrisorile lui Pavel sunt multe lucruri adânci și greu de înțeles, pe care mulți le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Dar de unde știa Petru despre toate scrisorile lui Pavel? Pentru că Pavel nu le trimitea lui Petru. Pavel le trimitea bisericilor. Dar Petru era un student al scrisurilor lui Pavel pentru că era scriptură. Scriptură. Pavel spune, eu știu care este prăvnicia mea. Am două lucruri pe care mi le-a dat Dumnezeu. Unul este să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Să întregesc cuvântul lui Dumnezeu, să întregesc. Și el era conștient că atunci când scria scrisorile alea, el scria scriptură. Era misiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu. L-a ridicat în al treilea cer, a descoperit lucruri grozave și Dumnezeu a zis, asta e misiunea ta, să scrii. Scrie, băi. Și Petru recunoaște că Pavel scrie scriptură.
Să credeți că îndelungă răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, care nu-i ca a mea, e puțin mai altfel, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea supremă, cuvântul întrupat, cuvântul în Hristos și cuvântul scris și tradus acum în atâtea limbi ale pământului. Poporul cărții, lideri care se supun cuvântului și lideri care ne îndeamnă să rămânem, cât vom fi pe pământul acesta, dependenți de cuvânt, nu de părerile oamenilor. Cu care vreți să încep? Hai să îl citesc prima dată pe Pavel, da? Pavel care în 2 Timotei, capitolul 3, spune așa: tu să rămâi în lucrurile pe care ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști ce? Poporul cărții. Psalmul 119, lecția noastră de școala duminicală. Care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Și acum eu încep și dumneavoastră mă ajutați. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Frații mei, o să revin în final la câteva aplicații practici. Binecuvântat să fie omul care dimineața deschide cuvântul lui Dumnezeu. În pauza de la serviciu are pe masă cuvântul lui Dumnezeu. V-am mai spus de fratele Doru Brezoi, pe care așa l-a descoperit evreul de șefa lui, citind pe ascuns așa, în pauza de masă, mânca pe birou și în sertarul de acolo avea Biblia, o scotea așa și citea. Și când evreul a văzut pe ăsta că e poporul cărții, l-a făcut șef peste tot ce era acolo. De astăzi, înainte, tu în cui, tu descui. Binecuvântat să fie omul care întotdeauna citește și nu e niciodată prea ocupat ca să citească. Am spus, îl repet, pentru că e cinstea lui și este exemplul care ni l-a lăsat. Îl vizitam pe Nicu Ciucur la compania lui și întotdeauna găseam Biblia deschisă pe una din mesele acelea din compania lui, în care erau tot felul de fiare și substanțe, dar era acolo cuvântul lui Dumnezeu din care citeam fiecare zi. Avem un cec în alb, avem un carnet de cec, nu-l prețuim decât atunci când îl pierdem. Știți că cei din Coreea de Nord sunt condamnați la moarte dacă se găsește asupra lor o Biblie? I-ați văzut pe cei din China, care atunci când vine un transport de Biblie, o sărută și o mângâie și o mănâncă, citind-o din scoarță în scoarță. Binecuvântat e omul care știe că în cartea aceasta este vocea lui Dumnezeu și nu vrea să asculte alte voci. Nici al lui Papa de la Roma, nici al lui Daniel Brânzei, nici al lui Petru, nici al lui Pavel, nici al lui Ioan, ca și credincios din Berea, ascultă totul, dar se duce acasă și cercetează dacă este după Scriptură. Dacă este după Scriptură. Binecuvântat e omul acela. Avem un carnet de cec pe care nu știm să-l folosim. Îl neglijăm și e paguba noastră. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic pentru orice, fratele meu, în meseria ta, în relația cu soția ta, în relația cu oamenii din jurul tău, în relația cu mecanicul care îți repară mașina, Scriptura te învață să fii un om desăvârșit. Nu prețuiești, nu rupi cecurile din caietul lui Dumnezeu, e paguba ta, nu e a lui Dumnezeu. Este o mare personalitate și nu-i dau numele pentru că majoritatea îl știți. Are 38 de ani aici în America. A ajuns cunoscut în America, în toate straturile ei. Și a descoperit Biblia. A dispărut din viața publică. L-au căutat și până la urmă l-au găsit și l-a dus cineva la un post de radio unde erau conservativi. Și a zis, ce s-a întâmplat cu tine? Și a zis, mi-a dat cineva o Biblie, domnule.
Eu știam de părinții mei că așa, dar... Dom'le, dumneata le știi ce-i cartea aia? Când am deschis-o și am început să citesc în ea, nu m-am mai putut opri. Am citit-o atunci, din scoarță în scoarță. Și de atunci o recitesc și o recitesc și spun, unde mi-a fost mintea 38 de ani? Eu n-am știut că Dumnezeu vorbește și că ai privilegiul să stai de vorbă cu Dumnezeu, să te învețe toate lucrurile. Să prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Și să nu acceptăm niciun alt surogat. 2 Ioan. O epistolă scrisă când părerile oamenilor erau diferite și erau tot felul de învățători. Care, frate, e religia adevărată? Cine are dreptate? Ioan spune, nimeni nu are dreptate, numai Dumnezeu are dreptate. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-a scris o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți. Să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că cine zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. M-am întâlnit acum aproximativ de o lună de zile un crai, un românaș în jur de 40 de ani, care după ce m-a lingușit întâi cu niște laude și mi-a zis de niște fragmente din niște predici care le-am rostit eu, mi-a zis despre descoperirea pe care o are el și a zis, frate, nu mă mai pot duce nicio biserică. Vorbesc tot lucrurile alea. Sfințenie, pocăință, mântuire, sfințenie, pocăință, mântuire. Oamenii aceștia nu știu straturile adânci ale Bibliei. Dumneata le știi de cei 70 de sfătuitori, fii ai lui Dumnezeu, intermediari între Dumnezeu și creație, 70 de Dumnezei, despre care scrie în psalmul acela în care spune, voi sunteți Dumnezei. Știți de versetul acela din Daniel, care spune, s-a hotărât în sfatul lui Dumnezeu. Ăștia sunt aia. Sfatul lui Dumnezeu, ăștia sunt aia. Când de Dumnezeu a împărățit planeta și a dat 70 de neamuri distincte după potop, 70 este după numărul acestor sfetnici, Dumnezei, care guvernează planeta Pământ. Așa e. Și am zis, nu e așa. Nu e așa. Cum, frate, nu e așa? Păi, cartea lui Enoch, dumneata le-ai auzit de cartea lui Enoch? Zic, da, am auzit despre cartea lui Enoch, a fost condamnată de biserică în consiliile primelor secole și este socotită o aiureală. Cum vorbești, frate, așa? Cartea lui Enoch deschide fereastra către alte universuri care nu sunt tratate în Biblie. Și nu poți să înțelegi Biblia decât prin cartea lui Enoch. Am uitat la ea și am zis, Domnul să aibă milă de sufletul tău. Vai de cei pentru care Biblia nu-i suficientă. Învățătura aceasta, și poate în auzul focii mele o să ajungă și alții care, e o mișcare acum, e o mișcare care ajunge în România și în alte părți. Cel care a pornit-o aici în America a murit, dar mișcarea a rămas. Este învățătura de la turnul Babel
din Babilon, există o sumă de 24, de 70 de zeități și copiii de ei, fraților, crescuți în biserică, ascultându-ne pe noi vorbind tot timpul despre Psalmul 23, Ioan 3 cu 16, garbici. Petru îi numește în epistolele lui pe acești căutători de năluci care se bagă în lucruri care nu le înțeleg, că sunt niște dobitoace fără minte. Acum dați-mi voie, fraților și surorilor, să vă spun că un apostol să spună despre cineva că sunt dobitoace fără minte, nu să spun ușor vorbele astea, amestecându-se în ceea ce nu cunosc, în lumea de dincolo. Păi, arhanghelul Mihail n-a îndrăznit să spună diavolului când se lupta cu el pentru trupul lui Moise, decât ce? Domnul să te mostre. Iar apostolul Pavel, care a fost sus și a venit înapoi, a spus, fraților, deocamdată cunoaștem în parte și propovăduim în parte. Dar acești terchea-berchea din teologia asta modernă spun, ne plictisim în biserici și se bagă în lucruri care sunt mult peste nivelul mediu al creștinătății. E marea mișcare mondială de unire cu duhurile care conduc, de fapt, lumea aceasta. M-am uitat la el și am zis, Domnul să aibă milă de sufletul tău. A vrut să continue și am zis, nu, te rog, pleacă. Așa îmi spune Ioan. Cine îi zice bun venit, se face? Am zis, pleacă. Și Domnul să aibă milă de tinerii care nu știu Biblia și mânați de o mândrie spirituală, se apucă după cai verzi pe pereți. Pavel știa mult mai multe decât știm noi, dar a zis, nu-i pentru voi, nu-i pentru acum. Pentru ca stăpânirile, domniile, scaunele de domnie din locurile celeste să cunoască acum prin biserică înțelepciunea nespus de felurită. Pavel, dar care? Cum sunt? Câte sunt? Păi alea, care sunt domniile? Care sunt scopurile? Pavel zice, nu, stai liniștit. Și ce vom fi? Rămâneți la ce a spus Scriptura. Este suficient. Restul e periculos, nu-i pentru voi deocamdată. Și Domnul Iisus a spus, cunoștința câteodată te smintește. Mai am încă multe lucruri să vă spun, dar deocamdată nu le puteți purta. Și Ion spune, dacă vine cineva cu cunoștințe de astea esoterice, care complementează revelația Scripturii, nu-l primiți în casă. Cuvântul lui Dumnezeu este... Ups, s-a dus timpul meu. Dacă vorbește cineva, spune Petru, capitolul 4, versetul 11, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Ia Scriptura, prietenul meu, ia Scriptura și să nu străbuiască altceva, că nu este altceva. Până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nici o descoperire n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Aceasta e predica mea după lecția de școală duminicală. Psalmul 119. Mă desfătez în legea ta, în rânduielile tale, în cuvântul tău. Dacă ați pierdut carnetul acesta de cec, căutați-l, frați, căutați-l, prietenii mei, căutați-l, surorilor. Nu neglijați Scriptura. Vă păgubiți pe voi înșivă și trăiți ca niște sărăntoci într-o lume în care ați putea să fiți fi de Dumnezeu, bogați, înțelepți, puternici și un ajutor pentru cei care sunt încă pierduți. Cuvântul Domnului este o candelă pentru picioare, dar este mult mai mult decât atât. Sunt oameni care dau mii de dolari la psihiatru și fac psihanaliză. Apostolul ne spune, cuvântul Domnului este ca o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul. Cel mai mare psiholog din universul acesta e Dumnezeu. Și în cartea aceasta, în cuvântul lui Dumnezeu, te ajută să te
te înțelegi, să vezi care e partea ta firească, care e partea ta duhovnicească, cu cine trebuie să te porți aspru, cu trupul tău, cum trebuie să te eliberezi, să crezi, să te maturizezi în omul din lăuntru. Cuvântul Domnului este lumină pe cărare, este un medic pentru suflet. Cuvântul Domnului este mângâiere, prin mângâierea pe care pot să o dea Scripturile, spune Apostolul. Acel creștin care pe patul de moarte a spus celui care era lângă el, dă-mi cartea. Și era într-o casă în care existau câteva mii de cărți și el a zis, care carte? Și cel de pe patul de moarte a zis, nu există decât o singură carte. La ce se referea? Pe patul de moarte nu-ți trebuie alte cărți. Aceasta este cartea care ne dă nădejdea, ne aprinde în noi flacăra, ne deschide ochii să vedem unde ajungem, unde s-a pregătit deja un loc pentru noi și de unde vine împăratul împărăției care va veni. Rămâneți în cuvântul lui Dumnezeu și nu purtați degeaba această definiție poporul cărții. Rămâneți oamenii cuvântului. Oamenii cuvântului. Timotei stăruiește asupra cuvântului la timp și nu e vorba să propovăduiești, ci e vorba să te hrănești, să-l pui în practică, nu să te roțești la oameni care nu vor să te asculte. Nu aia înseamnă ne la timp. Ne la timpul de acolo spune atunci când ai timp și când nu ai timp. Nu neglija cea mai mare sursă de înțelepciune din universul acesta, vorba lui Dumnezeu. Fiecare se roagă Domnului și mulțumește pentru Biblie. Cer iertare că n-a citit-o în ultimul timp atâta cât ar fi trebuit și îl roagă pe Dumnezeu să-i deschidă ochii și să-i dea sete și foame după cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare ne rugăm. Doamne, scris este că s-a făcut trup cuvântul și a trăit printre noi oameni. Te rugăm să continui minunea aceasta și să lași ca cuvântul Tău să se întrupeze în toți copiii Tăi. Hristos să ia chip în noi și să trăiască Hristos în noi, printre oameni, să se mărturisească Hristos, să pescuiască suflete, marele pescar de suflete care este Iisus Hristos. Tu care ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Doamne Iisuse, cuvântul lui Dumnezeu, îmbogățește-ne cu prezența Ta în fiecare dintre noi. Iartă-ne că avem acasă 3, 4 și 5 Biblii și nu știu câte traduceri, dar le ținem pe toate închise. Și Te-am zăvorât departe de interesul nostru de fiecare zi. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne. De aceea nu suntem înțelepți. De aceea nu suntem destoinici pentru orice lucrare bună. De aceea dăm în gropi. De aceea nu suntem o binecuvântare nici pentru noi, nici pentru cei din jurul nostru. Și așa cum ne-ai învățat astăzi prin psalmism, ajută-ne să facem din cuvântul Tău o candelă pentru picioarele noastre, o lumină pe cărarea noastră. Îți mulțumim că ne-o dai și îți mulțumim că încă nu ne-ai luat-o. Mulțumim pentru harul acesta și deschide-ne mintea ca să putem să pricepem cuvântul Tău prin lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Și tot poporul Domnului spune, amin, Doamne, amin, amin, luați loc, dragii mei, amin, amin.